euro pentru România. Extraordinar meci, ne-au depășit toate așteptările. Mare bucurie ne-au adus naționalii. Au făcut ai noștri o figură mai mult decât frumoasă și nu cu unul, nu cu două, ci cu trei goluri în primul meci al României de la Euro 2024. Ui, a dat gol! Voi nu vedeți că a dat gol? Stanciu, Răzvan Marin și Denis Drăguș au spart defensiva ucraineană, au marcat exemplar și au ținut tot stadionul în picioare. Ministrul apărării naționale, Radu Drăgușin, a respins majoritatea șanselor de atac ale ucrainenilor. Stai! Ia uite-l! Iar Niță a apărat ca un zeu, 3 șuturi la poartă în minutele 76, 80 și 90. Hai că acum e gol! Vine golul! Suporterii români au fluierat echipa Ucrainei mai mult decât l-au fluierat fanii Coldplay pe Babașa, s-a ovaționat, s-a plâns, s-a făcut frumos. O victorie uriașă a României pe stadionul Allianz Arena din München. Hai, încă un minuțel. 5, 4, 3, 2, 1. Bine, mă!